Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video cu tineretul pe care l-am separat. L-am pus deja în voliera puilor. Și mai exact avem două perechi de pui de rândunele de Saxonia, o pereche de voltați indieni, o pereche de jucători de Rostovi, o pereche de jucători de Uzbekistan și o femelă de Rostov argintiu. O să încercăm să nu-i speriem. Și o să-i filmăm. Aici avem un mascul de voltat indian, pui de 2017. Foarte frumos, un bălțat pe negru. Vedeți și încălzătura, ce faină are. Iar aici avem cele două perechi de rândunele de Saxonia, tres albastră. Și aici nu știu cât se poate observa, dar au o încălzătură foarte frumoasă. O să filmăm așa încet, să nu se sperie. O să mergem. Aici avem femela de jucător de Uzbekistan pe care vă prezentam și în videoul trecut. Puișor de Rostov pe negru. Aici avem femela de Rostov argintiu. O femelă care cred că o să iese foarte frumoasă. Dar asta rămâne de văzut. Iar aici avem o culoare deosebită de voltat indian, o femelă frumoasă și ea. Poziția cozii. Intrasă. Ia uitați ce femelă frumoasă de voltat indian. Ce culoare specială a ieșit la această femeluță. Cine îmi urmărește canalul, eu prezentam această femelă și mai mică, la vreo 14-16 zile și vă spuneam că o să nu îmi dau seama ce culoare o să iese, pentru că nu am mai avut o așa culoare. Coborâm puțin. Am vrut să vă filmez cel de-al doilea puișor de Rostov pe negru. A zburat și femela. Aici avem calendarul, pastiluțele porumbeilor, dar să revenim la puișorii noștri. Le-am pus hrănitoarea, o hrănitoare mai micuță, deoarece sunt puțini. Urmează ca la sfârșitul săptămânii viitoare să mai scoatem ceva de la matcă, ceva puișori, să-i înțărcăm și pe aceea. O să mai avem de scos și rândunele de Saxonia și tres albastră și pe domino pe negru. Ceva pui pe roșu avem micuți. De aici, de la voliera Rostovilor, o să mai scoatem, probabil, încă nu sunt sigur, dar o pereche de Rostov pe album. O pereche de siberieni s-ar putea să-i putem scoate. Nu aș vrea să-i scot nici... Aș vrea să-i țin mai mult timp până să-i înțărc. Deoarece, stând lângă părinți cât mai mult timp, ei se întăresc mult mai bine. Haide să mai facem o trecere pe la puișorii noștri. Mela de Rostov argintiu. Aici avem un mascul. Despre el nu v-am vorbit, am un mascul care e singur. Mi-ar fi trebuit o femelă de voltat indian. Femela?
Acesta a fost video în care vă prezentam o parte din puișorii pe care i-am scos în voliera puilor. Și mai exact avem 2, 4, 6, 8, 10, 12 puișori. 12 puișori. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!